Am să-ți scriu cum încă n-am mai scris versuri albe ca un fel de rouă și ascultându-ți inima cum plouă. Am să te iubesc cum ți-am promis. Cu o seară înainte de Dragobete, Vasile Mardare a adus un omagiu iubirii prin cântec la Craiova. Spectacolul a avut loc în Cafe Teatru Play. Unde s-au dus? Unde au apus anii cei mai frumoși? Unde s-au dus? Și se duc, se tot duc și vin alții. Anii cei mai frumoși, unde se duc? În ultimii ani, aproape toate cântecele mele sunt cântece de dragoste. Am scos 3 albume de cântece de dragoste până acum. Lucrez la un alt album, iarăși de cântece de dragoste. Albumul se va numi Amurg. Materialul discografic va fi lansat în toamnă, alături de o carte în care artistul povestește cele mai frumoase amintiri din cei 30 de ani pe scenă. Din folk trăiesc. Unii spun că nu se trăiește din folk, eu zic că da, se trăiește. Depinde ce faci în folk și depinde unde bați în folk. Pentru că dacă nu ți-ai alege o poezie așa cum trebuie, o poezie care totuși să transmită ceva publicului, apoi tu, ca și compozitor, folkist, cum se mai spune, da? Dacă nu găsești linia melodică potrivită, nu vei putea transmite publicului nimic. Vasile Mardare ne-a mărturisit că este fericit atunci când vede tineri care îi cântă piesele și nu sunt deloc puțini cei care iubesc muzica și folcul în general și ne-a mai spus că se va întoarce la Craiova întotdeauna cu drag atunci când va fi chemat. Și adio, ladio, când vin replici fără rost, înțeleg că pentru mine vara ultimă ai fost. Dreptul tău la libertate cu un lanț îl mai gând. Să mă ierți, drum bun, adio, noapte bună, sunt bătrân, noapte bună, sunt bătrân.